O piață publică din Barcelona, de pildă, La Boqueria, este nu doar un loc în care localnicii se aprovizionează, dar este și un obiectiv pe care turiștii nu-l ratează, în special pentru spectacolul pus în scenă de comercianți care stau ore întregi să-și așeze marfa pe tarabe. Aici se găsesc cele mai bune și cele mai proaspete fructe și legume, pește, cărnuri și feluri de mâncare gătite, numai bune de servit pe loc, în timp ce colindați restul pieței. Și doar asta v-ar lua o zi, fără să cumpărați nimic. Înapoi în România, la Suceava, piețele sunt un loc în care ajungem numai și numai de nevoie, în căutare de zarzavaturi proaspete și fructe, poate locale și mai puțin din import. Fotografii n-ar vrea să facă nimeni, iar picior de turist nu calcă, decât poate din greșeală. Proiectul Piețe Urbane Sustenabile, cofinanțat de Uniunea Europeană, tocmai asta își dorește, să schimbe atât fața piețelor cât și atmosfera, și pleacă de la convingerea că piețele urbane reprezintă o forță propulsoare pentru dezvoltarea locală și regenerarea urbană. Prin acest proiect se dorește ca producătorii de mărfuri produse în Bucovina să fie impulsionați să-și crească afacerile și să se găsească fonduri pentru modernizarea piețelor din Suceava, fie că este vorba despre cele trei piețe agroalimentare, cele volante sau complexul bazar. Tot de fezabilitate care să ne permită în 2014-2020 să obținem bani nerambursabili pentru modernizarea piețelor din municipiul Suceava. Este prima fază a proiectului. În același mod am obținut studiul de fezabilitate pentru vehicule electrice și am făcut pasul mai departe, obținând bani din fondurile elvețiene pentru achiziționarea vehiculelor electrice. Proiectul este în principal doar de studiere a pieței, de formarea unui grup de lucru, de promovarea produsului produs în Bucovina și, am spus în final, de obținere a fondurilor nerambursabile pentru modernizarea piețelor din municipiul Suceava. Partenerii în cadrul acestui proiect sunt 9 orașe europene interesate să găsească soluții pentru dezvoltarea sustenabilă a piețelor locale. Pe lângă Suceava, acestea sunt Barcelona, Londra, Torino, Dublin, Toulouse, Pécs din Ungaria, Wroclaw din Polonia și regiunea Atica din Grecia. Ceea ce va fi făcut practic în cadrul proiectului este elaborarea unui plan de acțiuni pentru modernizarea și dezvoltarea durabilă a rețelei de piețe urbane de pe spațiul public. Piața Centrală, Piața George Enescu, Piața Burdujeni, piețele volante desfășurate cu ocazia unor evenimente și piața de produse industriale, adică bazarul. În această etapă se dorește identificarea unor finanțări nerambursabile viitoare pentru modernizarea piețelor. Este bine să putem face aceste studii de fezabilitate pe banii europeni. Așa cum se știe, noi deja suntem într-o fază de modernizare cu piața centrală. Mai avem două piețe importante, George Enescu și piața Burdujeni, la care noi sperăm să putem accesa niște fonduri europene pentru modernizarea lor și, de ce nu, extinderea modernizării pieței centrale. Așa cum se știe, noi avem prins la modernizare piața centrală structura unde se vând produse agroalimentare, dar mai avem și o altă componentă în spatele pieței, unde sunt acele tarabe, măsura în care am putea prinde un proiect european să mai putem extinde și piața centrală, în așa fel încât în următorii ani să putem avea un comerț civilizat în municipiul Suceava în ceea ce privește administrația piețelor. Am spus-o și cu alt prilej, noi ne-am consumat banii de la administrația piețelor în ultimii ani în bazar și sigur că au rămas nemodernizate piețele din municipiul Suceava. Este o prioritate pentru noi și sper ca și în urma acestor schimburi de experiență cu partenerii pe care avem în acest proiect Piețe Urbane Sustenabile să putem să ne facem o imagine cât mai bună, cum arată o piață civilizată, occidentală, acolo unde vrem să ne raportăm și, evident, să accesăm banii europeni și în domeniul piețelor. Până în anul 2025 se dorește ca piețele municipiului Suceava să devină un spațiu autentic și prietenos, aprovizionat cu produse locale diversificate, cu dotări moderne și salubre, și să reprezinte un loc de socializare atât pentru localnici cât și pentru turiști.